limba noastră, remediem greșeli gramaticale și ne întărim forțele interioare. Bun regăsit! Eu, Luiza, jurnalist și coordonator al Atelierului de Limba Română și Comunicare din cadrul școlii Grupul Vatra din Torino, împreună cu elevii mei, copii născuți în Italia, dar foarte legați de țară, vă prezentăm o nouă rubrică ce conține noțiuni din gramatica limbii române, dar și informații menite să promoveze valorile țării noastre. Ce mai faceți? Cum a fost în vacanță? Andreea, Arin, cum a fost în vacanță? A fost foarte bine, a fost foarte frumos, mai ales când ne-am dus în tabăra Oglinzi. A fost foarte distractiv să descoperim mai mult țara noastră și să socializăm cu copiii din alte țări. Să înțeleg că tot ce este mai important din vacanța petrecută vara trecută, pentru că eu sunt convinsă, voi ați mai fost și cu părinții prin anumite locuri, ceea ce v-a rămas cel mai puternic în suflet este tabăra organizată de Guvernul României prin intermediul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Ți-a plăcut, Andreea, în tabără? Da, mi-a plăcut foarte mult. Am mai fost în tabără și... Cu alte ocazii. Da, dar ocazia asta mi-a plăcut. A fost mai mult, a fost mai bine pentru că ai fost împreună și cu colegii tăi, a fost frumos, subscriu. Prin România ați ajuns vara trecută, da, pentru că ați fost în taberele organizate de Guvernul României, dar eu aș fi vrut să știu dacă ați mers și cu părinții în România în aceeași vară. Ați mai rămas acolo? Da, după tabără eu am fost la mare și după am fost la munte cu părinții mei. În România? Da. Foarte frumos, foarte frumos. Arin, tu ai revenit în Italia? Da, da, din păcate n-am reușit să stau acolo cu unchiul meu sau bunica mea, că am venit din nou în Italia. Ai venit din nou în Italia, nicio problemă, taberele ARC se țin și anul viitor și abia așteptăm să ne înscriem. Foarte bine! Noi astăzi vorbim despre o expresie care poate o să vi se pară ciudată sau poate că nu. Dar nu are neapărat, punem sub lupă expresia face sens, pentru că este total greșit să spunem astfel în limba română. Pentru că am tot auzit în ultima perioadă exprimarea aceasta, face sens ceea ce spui. Ei bine, nu. Poate avea doar sens ceea ce tu spui sau noi spunem sau cineva spune. Deși în limba italiană fare senso există, are cu totul și cu totul alt înțeles până și în limba italiană. Așa se face că în limba română lucrurile au sens, pentru că lucrurile nu fac sens, ele au sens. Să folosești expresia face sens este ca și cum ai spune face înțeles în loc de are înțeles. Acum înțelegeți cât de ciudat este? Bun. În limba italiană, să știți că există și voi clar știți că există ambele expresii, atât fare senso cât și a senso, una cosa a senso, da? Bun. În română ne referim la acest sens, una cosa a senso. Pentru o și mai mare claritate, vă invit pe voi să participați cu exemple care să sprijine, iată, afirmațiile mele. Așa e mai sigur. Arin. E corect să spunem are sens ce spui? Și e greșit să zicem face sens ce spui. Da, așa este. Andreea? Are sens tot ce facem noi la atelierul de limba română. Nu poți spune face sens tot ceea ce facem noi la atelier. Așa este, exact. Ați sesizat și voi cât de greșit sună și cât de ciudat sună până la urmă. Nu poți spune face sens tot ceea ce noi facem în atelierul de limba română. Bun, și dacă tot are sens ceea ce facem noi în atelierul de limba română și comunicare, atunci aș vrea să vă întreb, în partea dedicată conversației, da, din cadrul emisiunii În limba noastră, care este rolul care v-a plăcut vouă cel mai mult în scenetele, în piesele de teatru pe care le-ați pus în scenă în cadrul atelierului de limba română și comunicare? Andreea, rolul tău preferat de până acum? Rolul meu preferat este Ecaterina Teodoroiu. Ecaterina Teodoroiu, wow, foarte frumos și mie îmi place. Și îl joci și bine. Rolul meu preferat este Ionel Popescu. Din Ile Caragiale, bravo, Ionel, da, da. Așa. Și... Din vizită. Da, din vizită, din sceneta vizită. Bravo. Dar ție, Andreea, de ce îți place cel mai mult rolul acesta al Ecaterinei Teodoroiu? Repet, îl interpretezi foarte bine. Dar vreau să știu de ce îți place ție foarte mult. Ecaterina Teodoroiu e o fată determinată și la fel sunt și eu.
foarte frumos și bine evidențiat. Arin, de ce ți place ție cel mai mult rolul acela lui Ionel din Vizită? Îmi place rolul acela că mă reprezintă, mă cam reprezintă un copil care nu știe să stea la un loc. Să stea la un loc, da, să-și vadă limitele. Da. Deci faci puțin așa năzdrăvăni sau le făceai pe când aveai vârsta lui Ionel? Da, vreo 8 anișori, cum zice. Așa. Pe atunci, acum s-au schimbat lucrurile. Bine, eu vă mulțumesc pentru participare, pentru implicare, dar apropo, ce scene te pregătiți voi la grupul Vatra în cadrul atelierului de limba română și comunicare? Acum, în prezentul acesta, în toamna aceasta, să zicem. Sau ce ați pregătit până acum? Povestea de război e sceneta ce pune în lumină un episod din timpul primului război mondial. Primului război mondial? Da, în care apar Regina Maria, regele Ferdinand și Ecaterina Teodoroiu. Așa este. Bun, deci este sceneta ta preferată, unde ai tu rolul preferat, Andreea. Ce mai pregătiți? Sau ce ați mai pregătit? Avem repetiții și la dialog între dași și romani. Dialog între dași și romani, o piesă antică, așa? Iar noi băieții pregătim și sceneta Ocaua lui Cuza. Foarte frumos. O temă istorică încă o dată în scenetele voastre. Și cam asta e tot? Sau la iarnă mai veniți cu ceva nou? Da, o să pregătim alte scenete și deci să ne urmăriți cu interes. O să vă urmărim cu interes și o să ne și pregătim împreună cu determinare, cum spunea Andreea, că ea este o elevă determinată. Bine, atunci rămânem împreună pe data viitoare. Această emisiune, reamintesc, este realizată de elevii din cadrul atelierului de limba română și comunicare din cadrul școlii Grupul Vatra din Torino, în parteneriat cu revista Inspirație Românească și cu sprijinul Guvernului României prin intermediul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Pe data viitoare, în limba noastră! La revedere! La revedere! La revedere. În limba noastră!